Aproximativ șase oameni ai străzii se află la ora actuală la adăpostul oferit de primăria Făgăraș. Cele șase suflete stau în camera amenajată în cartierul combinat în fostul centru de violență domestică. Așadar, oamenii care până acum au ales să ducă o viață sub cerul liber, pe timpul sezonului rece se bucură de adăpost, dar și de mâncare caldă pe care o primesc zilnic de la cantina de ajutor social. Adăpostul de noapte, având în vedere că în ultimul timp temperaturile au scăzut drastic, este deschis non-stop prin dispoziția dată de domnul primar. Noi asigurăm un număr de 20 de locuri dar nu sau n-au fost ocupate în totalitate tot timpul. Între, între Crăciun și Anul Nou, într-adevăr, am avut capacitate maximă, având și alte cazuri. Am făcut față și suntem în continuare în legătură cu autoritățile locale care se ocupă de transportul sau de depistarea persoanelor vulnerabile în oraș pentru a i aduce și a-i caza pe timp de noapte. La ora actuală avem în jur de șase persoane care vin uh, periodic, iar în funcție de necesități și de problemele care se ivesc, suntem dispuși să i primim în continuare. Având în vedere temperaturile scăzute, nu putem uh, nu i putem trimite afară. Condiția lor și modul lor de viață, poate că le permite să plece, să vină, nu, nu îi îngrădim în această problemă. Pentru că încă ne confruntăm cu temperaturi scăzute, polițiștii locali sunt în alertă și orice om fără casă este luat de pe străzi și transportat la dăpostul din cartierul combinat.